Soldat Mârlanu, pentru actele de eroism de care ai dat dovadă și pentru înaltul spirit de sacrificiu, ești avansat la gradul de locotenent și decorat cu ordinul Virtutea Militară. Nu ești ca nimeni! În engleză, deșteptule, că ăștia nu știu română. Hanalhazir, cât ești, domnul! Domnule colonel, vă rog frumos să predați arma și să ne urmați. Sunteți arestat. Arma? L-a făcut comandant. Ia ziceți, doamnă, jucați sau nu în filme pentru adulți? Joc, George. George, dacă mor, nu rezolv nimic. Hai, lasă ăsta din mână și hai să discutăm ca oamenii. Șeful, permiteți să raportez? Am venit să vă zic... Ai venit la fix, Costello. Domnii sunt de la o casă de film din America și vor să te împrumutăm pentru un film. Tătăi? Dar nu se poate, șeful. Ați uitat, sunt soldat, n-am cum să plec în America. Costello, ai nebunit, ăștia-ți $200,000, domn. O să te glumiți. Să venim, domnul, la? Ai 100,000 de euro puși deoparte? Păi normal, că doar n-am muncit pe chibrituri. Păi atunci nici nu mai am nevoie de servicii. Luăm bilete și plecăm în lumea mare, unde nu ne cunoaște nimeni. Zidă de troh în zil! Ganiani hâllic troh! Întâtbia! Liș! Sohici! Acum auziți? Da!
Cum vă simțiți? Cum vă numiți? Gogoașe, Gogoașe Costel! Ați mai găsit pe cineva în viață? Deocamdată nu! Deocamdată nu! Deocamdată nu! Nu! O să pre... Pregăti stația de reanimare! Aduceți o targă! Respirator. Vai ce ghinion, domne! Vai ce ghinion! Vai ce păcat! Ai luat o vilă ca lume, nu jucărie. E mai frumoasă decât a mea. În rate, patrane, în rate. Că plătesc la ea 20 de ani de zile. Da, se impunea. Se impunea că nu se știe cum se invită pe la mine al de Tom Cruise sau mai știu eu, poate chiar Brad Pitt cu nevastă sa. Megastarele astea cu care o să mă mai cunosc eu pe la Hollywood. Și nu se cădea să-i invit într-o cutie de chibrituri de 4 metri pe 4 prin titan. Noblesse oblige, da? Ai și grădină? Păi și asta se impune, patrone. Păi la câți copii are Angelina Jolie? Dacă vine cu toți, unde-i bag? De ce câți are? Știu eu, păi, parcă vreo 4 are acum, dar am auzit că înfiață câte unul pe lună. Te stăpânești sănătos? Aș vrea eu, patrone, dar nu mă lasă Brad Pitt. Acasă, ziceam. Acasă, da, da. Îți place? Da, să vezi ce dormitor mi-am tras! Mor! Vrei să vezi? Hai, bine, ești invitată, nu? Wow! În stilul zen! Dar mi se pare că șalteaua e cam micuță. Patrane! Dincolo! Ha! Ha? Wow! He? Îți place? Ăsta este templul sexului! Iar ăsta este locul în care zeul Costello Donuts își va sacrifica fanele pe altarul plăcerii. Yes, yes, yes! Ce zici, ce pat mi-am tras? Super! Scalțone, salteaua încă nu mi-a venit, că am comandat-o în străinătate. E de-aia cu apă. Exact ca plămânii mei! Lasă, scalțone, că nu plămânii fac apă, genunchii fac dacă îi lovești. Ia zi, cum e? E bine, cred că n-am fracturat nimic. Nu tu, bă, camera! Cum e camera? Beton!
Cred că dacă afla soldatii ce caza t-ai tras, mor! Este? Yes! Cum adică să moară, mă? Păi ce mai trăiește vreunul? Scalțone, dacă ai aflat ceva, îmi spui în clipa asta! Băi, n-am aflat nimic, stai liniștit. Dar nu înțeleg ce treabă ai tu. Dacă i-a scăpat cineva cu viață, să fie sănătos! Scalțone! Sănătatea lor se pasează de obicei pe îmbolnăvirea mea! Nu mi-ajunge că m-au aruncat în aer cu tot cu unitate? Asta mă lipsește să-mi afle adresa și să mă trezesc cu ei la ușă tocmai acum când eu trebuie să plec la... Scalțone! Stai liniștit! Ce mor eu dacă am zis adresa ta la cineva? Nu cred oricum că i-a scăpat cineva cu viața. Că dacă era așa, venea de mult să-ți cere banii. Stai liniștit că a murit tot! Iubie. Ah, Dezirica, ce dor mi-a fost de tine, iubito. Ah, iubire. Ah, Dezi. De la anestezie. Dezirica e iubițica lui și crede că e cu ea. Acum ați scoală-te, nebi, scoală-te. Când se duce buhul în tot spitalul. Ce cauți pupăză la mine în pat? Pleacă, pleacă de tot dreacul de aici. Ia uite. Iorete, calmează-te, că mai nou este și patul meu. Da? Ceea ce? Au venit niște răniți din Afganistan și trebuie să ne restrângem. Să... Dar de ce, domna, noi mă, care suntem niște eroi? A? Nu știu, Chiorete, nu știu. Cine-te mai încolo. Și să nu mai dea naibii, să mai îmi zici iubire, că... Auzi, bă, pupuză, ai aflat ceva de Dezirica? Chiorete, dacă era în viață, venea până acum să te vadă, nu crezi? Dezirica, iubita lui tata! Știți, el suferă și de-aia e așa. E mor pe naibii! N-am fost unul lângă altul! Eu de ce n-am murit? Cine știe, poate te-o fi protejat cu corpul lui. Aiurea! Zi mai bine că afla ce mi s-a întâmplat și e frică să nu fi rămas vreo pocitanie. De-aia nu se arată. Auzi, mă? Dar George de ce nu dă niciun semn de viață? Că uite, eu n-am fața stâlcită. Nu știu! Și plus că pe mine mă interesează de-al meu, nu de-al tău. Of, Doamne, n-aș fi dat și eu de unul mai sufletesc ca ala de la reanimare, de exemplu. Ca cine, mă? Tu n-ai auzit de el? Vuiește tot spitalul. Ci că de 2 săptămâni, chiar 3, nu s-a mișcat de lângă gagică sa. Tu-ți dai seama ce om. Auzi? Eu chiar aș fi curioasă să-l cunosc. Nu de alta, dar aș vrea să văd cum arată un om cu adevărat sufletist. E bine? Și de unde ziceați că sunteți? De la Scandal. O publicație mondenă nouă. Zâmbiți, acum. Acum, așa, bravo. Da? Bravo. Și spuneți-mi, ce v-a determinat să-mi luați tocmai mie interviu pentru editorialul de pe prima pagină? Păi sunteți vedeta săptămânii. Primul soldat român care pleacă la Hollywood. Eu? Corect, corect, sigur. Când începeți filmările? Peste 2 săptămâni. Dar trebuie să-mi iasă viza. Nu? Înregistrează? Să-mi iasă viza de state. După aia, via Hollywood. Dacă vă cheamă la unitate exact în timpul filmărilor, ce mine? Faceți? Da. Pe mine, nu, nu mai mă cheamă. Gata, gata unitatea, gata. Ha? Cum nu mai suntem militari? Noi suntem dita mai caporalii NATO. Ați fost, băieți. De săptămâna trecută sunteți trecuți în rezervă pentru un altă trădare. Uitați ordinul. În altă trădare? Ce? Asta e o glumă, frate. Ce e în altă trădare? Noi n-am făcut nici scunda trădare. Dar minte în altă trădare de care zici, Matale. Măi, la mișto. Scoală, ba, mărâtule, că ne trece ăștia în rezervă și o să rămânem pe drumuri. Pe drumuri? Și vă rog să-mi eliberați și patul, că ministerul nu plătește spitalizare decât pentru cadre, da? Păi și colegii dumneavoastră ce o să facă?
Care colegi? Care colegi? Că n-a supraviețuit niciunul. Îți dai seama, patrane? Închipuiește-ți să fi scăpat mărlanul cu viață și să constate că l-au dat ăștia afară din armată. Tocmai acum, când a fost numit comandantul unității. Cred că știa venele. Cine e mărlanul? Da, mă, eu sunt mărlanul Ferdinand. Dar e o greșeală! Chemați-l imediat pe ministrul apărării, că dacă nu o să mă aveți pe cunoaștri, mă tai tot dacă nu am. Ce vene am să nebunesc! Mă sinucim și o să vă bântui, mă! Domnul Mârlanu... Bă, tu nu mai pămiesc, domnul Mârlanu, te bag în măsa! Deci, eu sunt domnul locotenent Mârlanu Ferdinand, comandant suprem al unității NATO 02007! Domnul Mârlanu, dar să știți că unitatea... Păi eu cu cine vorbesc, mă? Nu mai există, a sărit în aer. Și dacă a sărit în aer, ce mai? Ce-am aruncat-o eu? Ce spui de ea, mă, că a sărit în aer? Sunt... Spune-l-o, cheamă-l cu aici, pe primul ministru! Dar ce, pe primul, cheamă-l pe Băsescu să stai de vorbă cu el, că el mă știe că a luat masa la Golden Blitz odată cu el. Bine, nu m-a lăsat pe adicare și să intru, dar asta e altceva. Domnul Mârlanu, locotenent Mârlanu. He? Vezi că se poate. Și Ferdinand și întâiul. Domnul locotenent Mârlanu Ferdinand întâiul? Așa, bă! Zi! Domnule, noi nu vrem decât să părăsiți salonul, înțelegeți? După aia discutați dumneavoastră cu cine vreți. Ce vorbești, mă? Adică ce crezi tu, mă, că s-a întâlnit hoțul cu... Cu mine? Nu mă mijloci până nu-mi confirmă Băsescu că sunt ofițer activ. Mă rog, Băsescu sau alt președinte de stat din ăștia care mai mă cunosc eu. Și nu plec daci până nu reconstruiți unitatea. Pă ce-o prostul vostru, mă? Să stau pe drumul, un boscheț, dita mai ofițerul. Nu mai există pic de respect pentru oamenii care și-a dat patria pentru sufletul ăsta. Care și-a dat sufletul pentru patria asta. Mai aveți pic de respect? Afară că vă termen fotoși, mă găsești cât mai rămâi. Păsărica. Ne puteți spune așa, orientativ, care este valoarea contractului pe care l-ați semnat cu americanii? Da, zic că nu ne pot spune, domnișoara. E confidențial. Da, e confidențial, dar închipuiți-vă totuși că este o sumă frumosică dacă eu mi-am putut permite o asemenea casă. Wow! Este... Casa dumneavoastră? Da. În totalitate? Proprietate? Normal, totuși. Și... grădina? Absolut, pentru că vine Angelina Jolie cu piticii. Am și vorbit cu ea. Auzi? Da. Nu vrei să-ți arate băiatul dormitor? Până vine ea? Eu l-am amenajat. E o operă de artă, nu, patrane? Templul zeului sexului. Zeu! Ce zici? Hai! Aici. Câte emoții! În stil zen? Dar nu e cam mică salteaua? Dincolo. Ai păpuți în dormitor că a venit Angelina Jolie. Sunați repede la salvare! Repede! Ce s-a întâmplat? L-am împins pe Paci! Nu mai mișcă! Nu mai mișcă? Nu mai mișcă! Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Mă
Și acum ce facem, domnul doctor? Noi unde ne ducem? Nu știu, băieți. Asta e. Îmi pare rău. Salut. Salut. Alo. Și acum ce faci, Loret? Te întorci la Italia, la țară? La țară, popoză. Ce să fac? N-am dat niciunele aici. Hai mă, că poate ne găsim ceva de lucru și închiriem un coteț, popoză. Atât putem să ne închiriem. Un coteț. Știi cât costă, bă, să închiriez eu o amărâtă de garsonieră? Sute de euro pe lună. Noi cu ce să închiriem? Ietă, gol, cucu, cucu. N-aveam nici toale. Noroc că ne-am îmbrăcat în ăștia de la spital, că eram praf țăndări. Ia uite, tu tot elegant, ai prins toale frumoase, de firmă, de Panama. Ia uite, Congo. Roșina străzii voi fi. Păi atunci... Baftă, Chioret. Baftă și ție, pupăză. Camarade, că mi-ai fost ca un frate. Ah, pupăză, ce mă fac eu fără tine, că mi-ai fost ca fratele? Și tu mie, Chiorete. Ah, că nu mai pot să rezist fără... Ce mă fac? Nu-i n-ai de Chiorete, că ne vede n-ai de cineva și după aia ne se duce bucur în tot spitalul, că... Lasă! Ah, pupăză, că dacă aveam noi unde așa de... Făceam niște treburi, nu? Asta e, Chiorete, asta e. Baftă. Baftă, camarade. Stai! Bă, dacă o vezi pe Dezirica, să afli ceva despre trânsa, bă, imediat să-mi dai un telefon. Să-mi dai bip, pupăză. Câte? Unu, prietene, unu. Unu, da. Baftă! Îți mulțumesc, camarade. Dracu de zgârcit. Și de ce ați vrut tocmai la spitalul ăsta? Pentru că sunt militar, băi, și pe aici cunosc tot personalul. Au! Tu cine ești? Lucrez aici. E? Tu ai nebunit. Intrăm peste ăla așa? O fi ațipit și el că o veghează pe aia de atâta timp. Dar tu așa, mă, că intrăm în liniște. Nu mai țipa. Și dacă e ceva... Zicem că am greșit reanimarea. Hai, e gata, Aura? Ce gata? Înțelegeți că nu plec de aici? Nu plec de aici până nu vorbesc cu domnul președinte Băsescu. Alții că tare nu mai e timp. Ai... Au. Gata, domnul doctor. Uite că nu poți să vorbești cu președintele Băsescu, Mârlane. Cu Stalin. Tu erai, mă? Pam, pam. Vă cheamă la unitate exact în timpul filmărilor. Ce mine? Faceți? Da. Pe mine? Nu mai mă cheamă. Gata! Gata unitatea! Gata! Da, de unde știți? De săptămâna trecută sunteți trecuți în rezervă pentru un altă trădare. Uitați ordinul. În altă trădare? Da, mă, eu sunt Bârlanul Ferdinand. Dar e o greșeală! Chemați-l imediat pe ministrul apărării, că dacă nu o să mă aveți pe curaști, îl bătai tot dacă nu am. Ce vene am să nebunesc! Sunați repede la salvare! Repede! Ce s-a întâmplat? L-am împins pe Paci!
Nu mai mișcă! Nu mai mișcă? Nu mai mișcă! Tu erai, mă? Pam, pam! Nu te-ai fi așteptat, nu? Păi normal, că la ce explozie a provocat bărbată tu, n-ar mai fi trebuit să fim. La ce au zis, doctor, e grav? Dacă e incomod atâta timp, tu ce crezi? O fi grav? Știi cât m-am chinuit să o apăr sub dărâmături? Am acoperit-o cu trupul meu non-stop, să nu atingă nicio pietricică, da? Auzi, mă? Dar tu cum de n-ai pățit nimic? Pentru că eu sunt karatist și am mușchi tari. De-aia. Sau vrei să insinuiești ceva? Pandame, dă-te să intru și eu. Pandame, o să cadă pe mine. Cum nu e loc, idiotule? Vezi ce ai făcut? Crezi că dacă e în comă, n-aude ce tâmpeni spui? Acum o să credă că m-am protejat numai pe mine și a căzut unitatea pe ea. Ieși afară, ciocănitoară! Încet, încet. Încet, încet, încet. Așa. Încet, încet. Acolo, pe canapea. Pe canapea. Așa. Eu nu înțeleg de ce nu ai vrut să rămâi la spital. Eu n-am vrut să rămân la spital? Nemernicii n-au vrut să mai mă țină. Auzi că nu mai sunt cadru activ în armată. Ha! Mamă, dacă îmi pun ambiția cu ei, cu banii de pe următorul contract, le cumpăr tot spitalul. Le arăt eu cine e Costelodonaț. Să mă respecte. Macaronare mai încet, că dacă mă rupi, rămânem în foame. Te duc ceva de băut? Nu, că sunt pe medicamente. Ah, nebună, naibii. Dacă îmi rupea coloana, adio filmării. Băi, fata a vrut să trece mai repede la fapte. De unde se știe că tu n-ai salteaua la pat? Știi ce, dacă mai mă caută, zic că sunt plecat. Ei, las-o să sune. Așa, poate se vrea să vorbiți de articol. Aiure, am mirosit că sunt barosan și vrea să pună mâna pe mine. Vrei să nu mai scap de aia? Las-o să sune. Cât o să sune? În sfârșit. Zic că nu-s acasă. Nu e nimeni acasă. Adică sunt numai eu. Costelul e plecat. Italiene, deschide că știu că e acolo. I-am auzit vocea. Dacă nu deschide, o să-i pară rău. Jur că nu mai era loc. Eu am vrut să te las în locul meu, dar n-am mai avut timp. Mă crezi? A venit mâncarea lui fetița. Auziți, dar sunteți siguri că și-a revenit? Eu n-am văzut o trează niciodată. Adică eu mint? Păi până mai cu câteva minute s-a tot hăhăit cu niște colegi. Ai extenuat-o alea cu pălăvrăgeala. De-aia și-a dormit așa repede. Nu vă întreb pentru că persoanele aflate în comă n-au porție. Au perfuzie. Știu, dar ea nu mai e în comă de 2 săptămâni. Dacă ar fi fost în comă, n-ar fi trebuit să rămână porțile neatinse, nu? Dacă nu mă credeți că și-a revenit, mergeți, întrebați-l pe domnul director, că el vă spune. Da. Poftă bună, doamnă. Bună, mă iubito, dar cum îmi găsesc servici? Trebuie să mănânc, că mi-e foame rău. Și cum stau mai tot timpul cu tine, n-am putut să-mi găsesc servici.
Doriți și... Vedeți? A și mâncat deja. Și acum își face fiesta. Asta, siesta. Ea așa doarme mititica după ce mănâncă. Ia uitați, ca un prunc. Să vă fie de bine, doamnă. Vă mulțumește. O să-mi găsesc și eu serviciu bitul și atunci o să vezi că-ți dau eu să mănânci. Deschide! Deschide odată! Scapă de ea! Cum n-ai mă scap, că pe tine te vrea? Păi nu mă interesează, te descurci! Asta-i... Scalțone, tu pricepi? Lu' asta i-am dat papucii și e în spume! E periculoasă dacă mă mai accidentează! Să știi că dacă pierd contractul, pierzi și tu comisionul! Ah! Te descurci, nu mă interesează cum, scap de aia! Așteaptă să ies! Ah, nebună dracu, m-a rupt! Succes! Păi ce credeai, Costelo? Că sunt vreo fraieră? Vreo bimbolină, o gâsculiță din aia de care profiți și după aia o arunci ca vămăsea stricată, nu? Dar n-am profitat. Nu. No. Ai profitat? N-ai profitat până la capăt! Dar nu e vina mea! Altădată să ții pat cu saltea! Și apropo, să știi că pipăiala aia tot profitat se numește, da? Așa că vrei, nu vrei, acum avem o relație! Relație? Exact! Relație! Și ca să nu zici că am pretenții așa fără motiv, uite, te las să continui ceea ce ai încercat să începi dincolo. Ce? Asta, dragule! Haide! Bună ziua! Masa! Auziți? Mersi! Auziți? Da. Avem și noi o rugăminte. Ne anunțați și pe noi dacă își revine din comă tânăra de la reanimare? Cine? Brunețica aia care stă cu soțul? Exact. Păi aia doamnă și-a revenit de 2 săptămâni. Și-a revenit? Da. Voi erați? Băi, frate, dar nici mâncarea nu poate să împignească din cauza voastră. Nu și-a revenit? Nu. Arată om care și-a revenit și nici n-are cum să-și revină din cauza voastră, pentru că nu are liniște. Hai, Valea, că aici la reanimare nu e sală de așteptare, da? Dar fata care ne-a dat mâncarea mi-a zis că și-a revenit. Și voi? Două pretinse intelectuale și psihologe pe deasupra. Credeți o amărâtă de infirmieră. He, arată om care și-a revenit? Hai, ieșiți afară, ciocănitorilor, că din cauza voastră nu-și revine. Vandame, dă-te să intru! Cade pe mine! Vandame! Iubito, îți mai explic o dată cum s-a întâmplat. Dar după ce mănânc acum, am gura plină, da? Te pup, pa! Vorbim! Pa! Ai ejectat-o, mă? Normal! De 3 ori! A trebuit să mă împing serios cu ea! Aolo, până am gonit-o! Ai dreptate! Nu e sănătoasă, fată! Aolo! Nu mai pot! Aolo! Auzi, madame? Noi suntem bătaia ta de joc? Dar ce-am făcut, doamnă?
Nu vă place mâncarea? Da, o n-ai bine mâncare. Ia zi, s-a trezit domnișoara de la reanimare, nu? Ai văzut-o tu trează? Ai vorbit tu cu ea? Nu, doamnă, dar... Păi și atunci? Ne-ai făcut să deranjăm și oamenii ăia degeaba. Dar soțul ei zicea că... Că e în comă de 2 săptămâni. Asta zicea. Să-ți fie rușine. Astea nu sunt glume. Deci e în comă? Ba nu i-am eu. Că de-abia a țipit. Au extenuat-o colegele alea. Au o gură... Tot alea. Tot? Lăsați prăjiturica aici că eu dau eu când se trezește. Nu, nu, nu. Mai bine treziți-o și eu dau eu personal. Cum să o trezesc, doamnă? Nu vedeți că e în convalescență? Are nevoie de somn ca să se recupereze. Mănâncă și doarme la loc. N-ați zis dumneavoastră că după mâncare își face fiesta? A? Mamă, măi femeie, nu avem voie să o trezim, pentru că dacă o trezim, îi fuge somnul și automat și recuperarea. Să fugă. Nu o treziți? Nu vă dau prăjiturica. Da, prăjiturica! Nu dă-i drumul! Cine? Eu, iubi! Care eu? Eu? Păi, femeie, tu ești nebună, dar binele! Nu înțelegi că nu mai vreau să am de-a face cu tine! Disparte la ușa mea, că o să chem poliția! Costel, ai nebunit? După tot ce-a fost între noi? Dar ce-a fost, fă, între noi? Pleacă de la ușa mea, că uite, am pus mâna pe telefon, să știi! Acum sun la ofițerul de prostimitate! Demernicule, să vezi ce o să-ți fac, o să-ți pare rău, 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 rău! Alo? Ce o să-mi faci? O să-mi iei caie de la trotinetă! De la bicicletă! Pa! Ia-i pătros, pe sergelie! Dar să știi că te-ai fript, am punei! Sunt drumul la dulcegărie, femeie, că o vezi de atâta timp și mi se cuvine! Ce fi vrut să stau lângă ea fără să mănânc nimic? Iată-te! Trebuia să mănânc la tine, la unitate! La popotă! Ce? Popotă, unitate, femeie? N-auzi că m-a dat afară din armată? Deci de asta e mătăluță pe aici toată ziua! Și ce-ți pasă ție că stau? Pot să stau și noapte și zi! Dă drumul, femeie, că eu sunt karatist, auzi, vezi că stau vibranta! Ți-am revenit, prințeso! Unde, unde sunt? Îți explic imediat, iubire! 2 secunde, stai liniștit aici, jos! Da? Dă-o încoace că și-a revenit! Și acum ieși! Fandame, de ce sunt în spital? Iubito, a căzut unitatea pe noi! Dar să știi că eu te-am protejat tot timpul cu trupul meu, nu te-a atât nicio pietricică! Vezi tu? Sau mai bine lasă, că de-abia ce-ai revenit, trebuie să nu ți se facă rău, da? Să te explic cum s-a întâmplat. Ce mă interesează pe mine că lucrează ea la o revistă de scandal? Ce o să-mi facă? O să-mi ia caie de la trotinetă, da? Bine că am scăpat de aia, că nu era în toate mințile. Aud cum ai scăpat de ea. Mă, asta e nebună, dar binele? Bine, femeie, e lasă că ți-arăt eu ce înseamnă sentiment de proprietate. E rândul meu să mă revanșez. Ta-da! Uite-l cum se bucură Dodulosul că ne vede. Bravo, Costel, noi te bucuri. Bucură-mă. Vă și presimțea că o să venim. Uite-l cum ne așteaptă cu păcălesul să ne facă cozonaci. Băi, de casă, nici toți ai luat. Cum zici? Bravo, bravo. O, salut, patroane. Ia uite, mă. Dar cum m-ați găsit? Băi, gogoașii, mă. Băi, mare, om, mare caracter, mă. Noroc cu gestul ăsta al tău să scrii tu la revistă un mesaj pentru foștii tăi camarazi. Ia uite aici. Băieți, dacă trăiți, vă aștept la mine. Bă, ce poză mișto, ți-ai tras super tare. Ia mă, ce-i frigider. Ne-ai chemat? Am venit. Ia vezi, bă, un salămoas ceva, că sunt frântă mâncarea. Și du astea, că ne-arun mâinile, dă-te drept. Pe ale trebuie să le calci. Ia vezi, bă, salămoasele alea, că sunt rupt, n-auzi. Mamă, ce-ai ajuns aici?
dă-mi altceva, că pare că ține prea mult la salamul ăsta. Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Fii atent! Uai, nu! Ia uite! A? Ai văzut? Am spus să taci! Am tăcut. Omor! Omor, stâng de gât! Dar cine l-a cătrălit așa tare pe megastarul patronii? O ziaristă, o obraznică. Dacă pun mâna pe ea, o strână că duce și bucățele, o fac bucățele, bucățele, dacă pun mâna pe ea. Pe cine, mă? Pe asta. Păi pe asta aș vrea și eu să pun mâna. Auzi, Costeluș, dacă te refuză, mă lași pe mine să mă bag pe ea, da? De fapt, ce mai întreb, mă, dacă ne-a pus la dispoziție casa, bă, și frigiderul, e clar. Ca o mare boier ce se află. N-are cum să se supere pentru o păsărică. Auzi, bă, Costeluș, da, ce bată gloșneală, nu ne dai, bă, și nouă, că ni s-au uscat tărea gâturi, bă. De la ta drum, de la ta praf, de la ta mâncare. Băieți, orete, mă. Da, ia-ți, mă, singur, mă, dar nu-i vrea să te servească nici mai megastarul. Simte-te ca acasă, mă, ce n-ai zis. Scuză-mă, bă, Coteluș, da. Eu de la țară mă obișnuiesc mai greu. Lasă că ne descurcăm. O să fie bine, Coteluș. Mamă, ce bună e! Nu mai ai una? Sau tu nu vei? Las că o bem noi. Bravo! Bă, ce cum e? E ca focul, bă, pupăză. A avut gusturi fine tot timpul, mă. Dulce-și bruscuță, dragă, o lalașe. Pic, pic, pic. Băieți, gata, băieți, voi nu puteți să rămâneți aici. Da. Normal. Aceea are dreptate, gogoșică. Pentru că noi acum trebuie să mergem să ne culcăm. Că suntem cam... Puțin. Patrone, unde este dormitorul? Acolo. Trai! Mulțumim frumos! Aoleu! Se... Frate! Te... Lasă-mă, mă, în pașul! Haide! Haide! Aici! Bravo, nostru Cotel! Ia! Bravo! Hai să te pupice de mă! Nu, da, mi-ajunge! Gata! Bine, Coteluș, am înțeles! Pe mine nu mă placi pentru că nu sunt genul tău, dar nu mă supăr, mergem și... Hai, pupă, să că nu... Nu, băi, n-ați înțeles! Ce mă fac eu cu ăștia, mă, mi-au căzut pe cap! Wow! Mamă, ce cameră de gigoloi ne-a dat-o! Bă, aia e camera mea! Au! Ce faceți, bă, că ăsta e patul meu, e camera mea! Mai bine, gogoașă, că la ce salte are, ne rupeam dracu spinările. Auzi, bă, dar tu ai luat asta la mâna a doua, bă? Nu, mă, n-are salte! Hai, păi, dracu, ți s-au terminat banii în tonul ăla salte, gogoșică mică. Uite cum facem! O să-ți facem noi doi un cadou. Da. O salteanu. Da. Dar pentru asta, mai întâi trebuie să ne găsim cirviciul. Da. Hai, bupă, să ne găsim cirvici, bă. Haide, bă, hai. Mamă. Au. Lasă dreacu ușa asta, că ne strici toți și armul, tâmpitule.
Da, hai să se închide la loc, așa te bucur, n-am văzut, ne-ai și închis ușa în nas. Că stai mă puțin. De aici se reia sau de la început? De aici. Nu, că eu făceam cu Bogdan niște pariuri, dar ce zic eu pariuri? Chiar credeam că... Ce faci? Păi mă vezi? Unde te duci? Nu știam unde? Dacă ești hotărât. Eu sunt colegul tău. Că te mai bucur. Hai, Zam, deci concentrează-te. Tot că eu. Poți. Că poți. Că poți. După tine stăm. Mai zic. Dar ce-ați greșit? Că n-am înțeles. Vezi dacă nu ești atent? Oricum am făcut atent. E ușor de fazat. Ca să zic așa, față de Bogdan, dacă vreți să fie. De ce nu-l dăm afară? Tu ți-e minte aia ta. L-am văzut pe chelul, nu mă așteptam. Băi, Gogoașe, mă, băi, mare, o mare caracter, mă! Noroc cu gestul ăsta al tău să scrii tu la revistă un mesaj pentru foștii tăi camarazi. Ia uite aici, băieți, dacă trăiți, vă aștept la mine. Bă, ce poză mișto, ți-ai tras super tare! Ia mă, ce-i frigider! Ne-ai chemat? Am venit! Ia vezi, bă, un sălămoas ceva, că sunt frântă mâncarea. Și du astea, că ne-arun mâinile, dă-te dreptul. Pe alea trebuie să le calci. Ia vezi, bă, sălămoasele alea, că sunt rup, n-auzi. Mă, bă, ce ai ajuns aici? Trebuie să rup pițica în două și să le spun imediat ce se scoală că trebuie să se care. Eu am nevoie de intimitate, scalțone. Normal. Și de liniște, că trebuie să creez, că sunt artist. Normal. Păi ce fac eu, scalțone? Îmi transform casa în unitate militară? Mă întorc de unde am plecat? Ce s-a întâmplat? Normal. Cineva trebuie să le spună chestia asta drept în față. Să se care. Și acel cineva sunt eu. Bravo, Costele! Știam eu că este un bărbat dintr-o bucată! Băieți, în calitate de impresar al meu, Scalțone vrea să vă comunice ceva. Hai, Scalțone, hai că de-aia te plătesc, hai! Băieți, aș vrea să vă spun că... 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 Că am o întâlnire foarte importantă. Dar rămâne aici, Costele, și vă spune tot el. Pa! Zi, gogoșică mică, că ne făcuși curioși! Nu le lăsa în stradă, gogoșică! Că ți-am fost camarași buni atâta amartă vreme! Ha! Camarați buni mie!
mă rog, poate am mai și greșit, că nimeni nu este perfect pe lumea asta. Și acum, chiar dacă am fi fost răi vreodată așa întâmplător, tu iartă-ne, prea bunule și milostivule și iubitorule de oameni care ești iubitor de oameni. Ce-ai, bă, și tu iertare, dă-te, drecu. Iartă-ne, Gogoșică, n-am vrut să te asuprim, dar ne-a obligat mârlanul. Exact, mă... Mârlanul, mă, că le era un pârlit de tilicar, de unde scoți? Pe vremea când era sergent în pitule. Și ne-a rămas asta în subconștient? E defect profesional de atunci. Corect, mârlanul e de vină. Bă, dacă nu era nenorocitul ăsta de mârlanul, noi te-am fi respectat la maxim. Ca pe Minodora. Minodora la maxim. Aia, mă, cu manelele. N-ați auzit de ea? Nu. Mă rog, să revenim. Ne las să stăm la tine macar câteva zile. Bine, măi, amărăților, bine, vă las. Dar să vă fie clar, aici eu sunt șeful. Da să trăiți. Și mai scutiți-mă cu chestiile astea de armată, că m-am săturat deja de ea. Pe loc, Gripaus. Haideți să vă conduc în dormitorul vostru de oaspeți. Avem DVD-ul? Mă scuzați, emoția revederii. Și vrei, bă, să fii cerut un cinematograf direct? Îmi cer și un DVD-ul, ia, uite, așa că-i bine. Și trebuie să dormim amândoi în ăsta? Dar nu e obligatoriu. Om, bă, om! Puteți să faceți curândul. Corect! Când unul doarme acilea pe patul ăsta, ălălantul doarme în linii pe canapea. Și invers. Nu? Nu, Chionete. Când unul doarme aici în pat, celălalt doarme în sac, pe jos. Și invers. În sac? Pe jos? Și invers? Exact. Obiecții? Nu! Dar canapeaua e goală. Și așa trebuie să rămână, Chionete. Care băiatul cu ce s-o umple? Cu ce? Cu gagici, Chionete, cu gagici. Wow! Ne aduce și gagici! Om, bă, om! Nu vă aduc, ne aduc numai mie gagici. Gagicile sunt numai pentru mine, da? Și apropo, când eu vin cu cineva în casă, voi nu ieșiți din cameră, clar? De fapt, o să fac eu un regulament pe care va trebui să-l respectați cu sfințenie. Altfel, vale. Ce om, bă, ce om! Ce-i asta, Gogoșică? Regulamentul, băieți. Păi ce credeți că eu glumesc? Ce? Păi și noi trebuie să învățăm toate articolele astea pe de rost? Nu. Da, dacă vreți să rămâneți la mine în casă. Articolul 9. Trebuie să adunăm rahații de pe terasă? Care rahații? Pe care îi produce câinele vecinului meu, că s-a învățat să-și facă nevoile la mine pe terasă. Ce lasă, Gogoșică, că dacă nu, îl eutanasiez! Da, popoza, dar stăpânul lui e campion de box. Dar nu mai bine, adun eu fiecare dimineață, că fac și sport, și bine așa, e o problemă. Gogoșică mică, cum adică să spălăm în păfiește dimineață pardoseala? Cum? Cu cârpa, Chiorete, în patru labe. Și aveți grijă că vreau să iasă lună, ca sectoarele pe care le făceam eu în unitate. Îți aduce minte, Chiorete, cum era poezia? O să dai lustru la podea ca să... Îmi fac eu, dumneavoastră, freza în ea. Hai, e nebun, bine repar. Dar bine, Gogoșică mică, dar n-ai zis tu că nu mai vrei să te aduci aminte de armată? La curățenie vreau. Și acum stingerea, că mâine cu noaptea în cap sunteți pe podelele mele, în genunchi, cu cârpele în brațe. Și citiți regulamentul, că cine nu-l învață pe din afară, iaut.
A? Citește regulamentul, Chioreta. Ia caută articolul 65. Articolul 64, nu intrați la mine în baie. Înaintea mea, articolul 65, nu vă atingeți de mâncarea mea. Uh-huh. Articolul 66, să-mi aduceți mâncarea la pat. Ne scuzați. Ah, neatentule. La culcare. La culcare. Dar dor-te pe jos, popoză. Dar de ce să dorm eu? Dorm tu, mă, că ești mai gras și stai pe moale. Nu ți-e rușine, măgarule, care ești măgar? În loc să-mi mulțumești, mă, că te-am tras după mine să dormi în ale luxuri care sunt aici. Altfel dormeai în boșchez, mă, în rahatii lui Boxieru, mă. Am încălcat iar regulamentul, gogoșică mică. Exact, Chiorite. Articolul 34. În casă se discută în șoaptă, da? Ăsta este ultimul avertisment. La următorul... Dormim în living! Om, bă, om! Nu! La următorul avertisment plecați de unde ați venit. Să fie clar! Aici! Mulțumim! Ce vorbește? Te-ai înciocălit dormul. Da, să mă iot, da, să mă duc. Ce-mi mai stă pe gheață, ia să ieși. Comandantul? Exact. Păi a vrut să te sinucidă. De ce? A aflat că... Că ce? Zi odată că mă enervezi. Că Mârlanu o să fie nou comandant al unității. Cine, mă? Mârlanu comand... Și nu un simplu comandant, ci al mai eroic și mai competent dintre toți, domnule! Prost ce-i faceți! Că de-aia am avansat eu de la gradul de simplu soldat la gradul de locotenent în 24 de ore. În 48 de ore cred că o să fiu dita mai mareșal, dar ce știu mareșal? General! General comandant suprem al forțelor armate! Sau cine știe ce dracu grad mai inventează ăștia? Așa că, doctore, fă pași până nu mă enervez, că eu nu plec din spital până nu mi se comunică unitatea la care îți fiu șef. Bine, Mârlane, mă rog, eu am crezut că o să părăsești spitalul în mod civilizat, dar dacă nu, eu chem Paza, să știi. Ce te cheamă el? Paza! Hai, nu, doctor, că nu-i nevoie. Și mama, îți părăsesc eu singur în spitalul, vă mulțumesc, după dumneavoastră. Nu, după dumneavoastră. După dumneavoastră. Nu, insist. Domne, respectul pentru uniforma de doctor, după... Bine, plec eu primul, haideți! Mârlane, deschide ușa! Uite acum, până nu vine Băsescu, deschid eu ușa! Pacient, nu fii Mârlan, că spargem ușa și tot te scoatem din spital! Aha, s-o credeți voi, bă! Eu nu plec, bă, dar o să rezist aceea ca eroi de la termopane, bă! Baconul Leonid a dă față cu interacțiunea! O să fiu un... Taran, 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 taran. Tu ce crezi, Macia? Eu pot să ies? Îmi vine să fac pipi. Aveți grijă, băieți, că asta este ultima șansă pe care v-am dat-o. Măi, Gogoșica, dar nu putem acurăța toată casa până la amiaz. Nu? Atunci îmi pare rău. Putem, Gogoșică, putem, cum să nu putem? Pumpoză! Tuci! Gogoșică, tu du-te liniștit unde ai treabă și până vii o să fie aici tot o lună. Da, nu-i problemă, am ce plecat. Eu... Spor la treabă. Păi ce? Sigur că da. Bă, tu te-ai bolun zi la cap? Bă, tu nu ești zdravă? Cum dragi bălțea să terminăm noi, bă, toată treaba în doi până la amiază, când nicio companie întreagă nu ar dovedi toată hărăbaia asta? Păi și ce vrei, Chiorete? Ce vrei, mă, să dormim în boscheți? Mai ales că la noapte s-a anunțat ploaie. Dar să găsim noi o soluție. Poate vine Gogoașe mai târziu. Poate vine cu niște gagicuțe și nu observă. Hai să facem mai bine aici, în zona asta, să nu ni se murdărească la alea fundurile. Hai! Hai!
Lasă-mă să ies, că nu mai rezist. Tărăm acolo, pe pat, și rezistă. Ce vrei să-mi cucerească ăsta poziția? Că de-aia ai fost antrenat, să reziști. Ca să mă abțin de la pipi, n-am fost antrenat. Nu? Nu. Păi de-aia, mă, că nu mai există pic de ordine în armata asta. Să mai faci instrucție cum se făcea pe vremea mea. Era ordine și disciplină, mă, cu comandații, să ocupă, mă, de șpânci, ciubucuri, ritearea, cine-ți mai antreneze soldații? Vezi? De-asta vor să scape de mine, dar nu scăpați, mă, de mine! Nu scăpați, îi stau rezi înapoi ordinea, disciplina în armată! Și eu, până la urmă, ce fac? Te abții, ce să mai, te treci în coaste, învăț eu o tehnică militară de succes, mă, ca să nu mai fii atent. Dă-i drumul, că dacă o strângi de gât nu respiră, nu te aude, că n-are cum, dar cum comunici cu ea? Dacă îi dau drumul, își dă și ea drumul. Vânteamă-l acum, ascultă, că nu-și dă niciun drum. Trebuie să ai o voce autoritară când te adresezi, mă, să-i spui, vorbești cu Pipi, mă, îi spui cu voce gravă. Bă, Pipi, Pacii nu se trece. Pacii nu se trece. Pacii nu se... Nu paci, mă, pe-acolo, mă. Pe-acolo nu se trece. Pă la tine, mă, tâmpitule, îi spui. Pă la tine, mă, tâmpitule. Pă la tine, că te rămâne, că paci nu se trece. Zici după mine, că te rămâne. Paci nu se trece. 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 Așa, mă. Se trece, mârlanule, se trece, că dacă nu spargem ușa, intrăm pe geam și tot intrăm. Hai repede, că ne cucerește ăștia poziția. Dă drumul la muniția aceea, să avem cu ce să luptăm. Iubito, iubito, mă auzi? Hai, te rog, eu revino-ți. Lasă mâncare aici. Să mor tu. Ai văzut, fraiere, că Dumnezeu nu bate cu bâta. Na, ți-a intrat iar în comă. Măi, femeie, ești nebună, nu e în comă. Pa, pleșinat un pic. Aha, și eu am 90, 60, 90. Iubito, iubito, trezește-te. Iubito, iubito, recunosc că mi-e foame rău! Au! Îți mulțumesc, prințesa! Ce-am pățit? Îți explic imediat, două secunde! Stai pe loc, fomisto! Nu pot să fac! Nu poți să fii sănătos! Păi cum să fiu sănătos dacă îmi pleznește vezica? Lasă că spune ăștia alta, că dai spital la ce, să pună vezici. Dă-te să ies. Bă, tu nu înțelegi că nu se poate, pătorești. Dă-te să ies. Stai locului că te pognești. Haide-te. Le-a spui tu mie că nu se... Acum ce faci? Te-ai culcat? Ia uite ea, bă, al dracu' vezica asta, dacă nu o golești, îți dă panas. Du-te, dă-i drumul pe geam, bă. Să nu-ți dea sângele și pe urechi. Dar mă vede toată lumea din bulevard. Fai că te zic că-ți mai trag la botul ăla. A venit și televiziunea. Vrei să o arăt la toată țara? A venit televiziunea. Mulțumesc, Doamne. Acum să vedem care pe care, mă. Rocoaci. Rocoaci, cum ai treabă cu tine. Stai jos aici. Ce faci? Scriu un mesaj lui Băsescu, că ăștia nu știu dacă îi transmite. Ce-ai făcut, mă? Eu? Nimic. Tădeam cu cârpa și ieta. Păi, închide-l, nani, vrei să ne zboare nebunul afară din casă? Închide-l. Chiore, pune mâna și scoate-l din priză. Scoate-l din priză. Doamnelor și domnilor, întrerupem programul nostru obișnuit pentru o știre de ultimă oră. Un protest inedit are loc chiar în aceste momente la unul din geamurile spitalului militar din capitală. Fac pe mine! Vreau mai nu te dai că te răpuresc! Fac pe mine! Fac pe mine! Vreau mai dai ce te răpuresc! Mărlaru! Fac pe mine! Trăiește! Fac pe mine! Ha 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 ha!
întâiu, locotenent, comandant al unității 02007, domnule președinte, dinte! Ren, Ren cere comanda. Dă drumul la mâncare umplat-o că și-a revenit. Uite! Mersi. Apropo, pe cine faci tu umflată, băi, sfrijitule? Că și eu știu vibranta. Rămâneți cu noi. Revenim imediat. Dacă l-aduce Acilia pe Mârlanu, o să dormim amândoi pe jos, bă. Lasă, lasă că-l conving eu să nu-l primesc. Tu du-te și oprește ăla că ne zboară ăsta afară din casă una, două. Să fie, domnul președinte Băsescu! Ha? E după mobilă, e înțepenit? Ne-am nenorocit, popăză! Zici și tu ceva nou! Patroane, n-are cum să-mi afle adresa că revista s-a dus și sunt convins că nu ești inconștient încât să-i spui tu adresa. Cine? Mai înțelege că Pupăză și Chioretă n-au cum să se uite la știri pentru că nu au voie să deschidă televizorul. Articolul 39 din regulament. Da, ceau. Să fie domnul președinte Băsescu să facă și el cum e tratat un erou al poporului. Da, un erou al poporului care a salvat la moarte mii de vieți. N-am casă, n-am unde să stau și vor să mă lase pe stradă. Pe mine care am ajuns comandant al forțelor NATO al 2007-007, unitatea la care eu sunt lăsat pe drumul să chemați-l pe domn președinte! Ce vreți să nu-i spuneți lui Mârlanu adresa mea? Ce faci, mă? Nu se vede. Și asta nu trebuia să o face aia doi? Regulamentul? A intervenit o mică schimbare în regulament. Și ei ce fac între timp? Și credeți dumneavoastră că o să meargă? Nu știu, încercăm. Mârlane! Hai deschide că a venit domnul președinte să te vadă. Să mor tu! O deschid până nu iau vocea. Unde e domnule? Domn președinte! Da! Ce faur închidere cu de ușa până nu intră ăsta înapoi? Stați locului să mă gândi! Unde-i? Domn președinte! Help! Help! Lăsați-mă! Vreau să vorbesc cu președintele! Eu ne-am pus să fie presa! Uitați, oameni, cu ce se întâmplă cu Nero! Lăsați-l două secunde să luăm și noi un interviu! Lăsați-l, mă, să iau un interviu, dar ce mama dracu, pe așa să... Să vede, da, trebuie să ai prestanță când ai un interviu, mă, măgarilor! Deci, cum vă spuneam... Mă scuzați! N-am mai putut să mă țin! N-ai putut să te mai ții, hai? Îl omor! Îl omor! Lăsați-mă! Ce om, bă, ce om! Face nu-i! Hai, ce face? Ce-i asta, locoșica?
regulamentul. Dacă mă înțelegi undeva. Dacă mă înțelegi undeva.